și s-a stins și s-a pierdut, sau este o adevărată organizare spirituală pe care Dumnezeu o spune prin Isaia. Toți drepții sunt în mâna lui Dumnezeu, dar munca veci nu se va apropia de ei. Deci sunt niște reguli pe care noi nu le putem călca. Și a fost chemat de pe pământ la cer, în anul mântuirii cu tare, să dea răspuns lui Dumnezeu la obșteasca lui judecată de faptele care le-a săvârșit. Deci tu ești chemat acolo să dai un examen. Este un examen de dogmatică a vieții tale. Cum l-ai cunoscut pe Hristos? Cum l-ai descoperit pe Hristos? Cum te-ai întâlnit cu El? Cum te-ai botezat cu El? Cum te-ai împărtășit cu El? Cum l-ai chemat țara în rugăciune? Cum l-ai chemat în casa ta când a fost o problemă? Cum ai depășit o greutate? Cum ți-a fost când aveai necazuri? Cum te simțeai când erai descurajat? Cum te simțeai când te simțeai părăsit? Și toate ei le spui lui atunci și el la urmă îți dă o notă. Bine, slugă bună și credincioasă, peste puțini ai fost pus, peste multe te voi pune, adică te duci la veșnicie. Și de aceea noi ne mirăm pe pământ când spunem, vai, dar numai 70 de ani, puțin a trăit. Dar dacă trăiești 100 și prost, parcă mai contează, dacă pui pe lângă miliardele de ani care le-ai de stat în veșnicia lui Dumnezeu, să compară 10 miliarde de ani folosind un termen, care vecii vecilor înseamnă mii și miliarde de ani. Să compară cu 70 de ani trăiți pe pământ numărați cu ziua de noi, nu de Dumnezeu. Că la Dumnezeu, auzi, 1000 de ani este ca ziua de ieri. Deci noi, dacă ar fi să ne luăm pe pământ, nici n-am trăit o zi până la amiază. Că 70 de ani nu e 1000 de ani. E ca ziua de ieri. Deci noi am trăit o bucată de zi. Noi suntem o experiență între două necunoscute. Noi suntem un prezent ancorat între viitor și trecut. Noi suntem un prezent a unui moment neștiut, că nu știi de unde vii și când te naști, nimeni nu poate să spună. Noi spunem, băi, onomastica mea e pe 3 decembrie, asta e părerea ta. Onomastica ta e când Sfânta Treime a binecuvântat acea sămânță bărbătească ce a atins sămânța femească și a pus sufletul în tine. Aia e ziua ta de naștere. Ați văzut, noi în calendar avem zămislirea Sfintei Ana. Vezi ce frumos? 25 martie, întruparea lui Hristos în Fecioară, Buna Vestire. Cine își mai sărbătorește ziua procreierii? Nimeni nu știe, Dumnezeu o știe. A spus-o Hristos, voi nu știți nici de unde veniți, nici unde mergeți. Noi știm unde mergem, la eternitate, într-un balcon de beton, cu flori deasupra, cu plăci comemorative, cu poze, cu colaci, cu cozonaci, dar nu știm sufletul dacă stă între betoanele alea. Ăla-ți duci, are treaba lui. De ce v-am spus lucrul ăsta? Este motivul pentru care Hristos s-a înălțat la cer. Să pună regulă la legile de pe pământ, să le poată duce, cum spunem noi azi, ne aliniem la Uniunea Europeană. Ei, și noi creștini ne aliniem la legile cerului. S-a dus Hristos să facă legătura între legile pământești ale bisericii spirituale din Scriptură și Evanghelie cu legile lui Dumnezeu cerești și neștiute. Nu spune acolo, judecata mea a lui Dumnezeu de a voastră fii oamenilor se deosebește ca cerul de pământ și răsăritul de apus. Ați văzut ce distanță este? Și să vedem ce mai zice prin Evanghelie la final, că eu zic că am parcurs-o toate. Da. Și le-a zis, acestea sunt cuvintele care le-am grăit către voi, și trebuie să se împlinească toate câte sunt scrise despre mine. Și în legea lui Moise, și în proroci, și în psalmi. Vedeți ce interesant? De ce nu pune Hristos accent în cuvântarea sa pe profeții posteriori? Cei de la Ilie, Ageu, Sofonie, Naum, Avacum, Iona și alții. Pune accentul doar pe proroci, pe psalmi și pe Moise. Pune accentul pe primele 5 cărți și pe prorocii care au vorbit despre venirea lui în lume, numai ca să arate că n-a fost minciună. N-a venit Iisus să dea amănunte, ci a spus clar, în proroci, deci până la David și în psalmi. Vedeți? Atunci le-a deschis mintea să priceapă Scripturile. Deci iată că mergând la cer, n-a stat degeaba.
le-a și deschis mintea. V-am spus, asta e o mare taină. E ca și cum un om din ăștia care sunteți acum la predică, deodată începeți să pricepe toată Scriptura și deodată vi se pare că știți totul și iar și mai apar idei și mai apar idei, nu se termină niciodată. Aia înseamnă deschiderea Scripturii. Unii citesc în Scriptură și nu înțeleg mai nimic. De ce? Și Părinte, e grea, n-am înțeles nimic din ea. Pentru că mintea este ținută, n-am ajuns la măsura cunoașterii. Și aici le cere să propovădească pocăința, iertarea păcatelor, am discutat aceasta, să înceapă de la Ierusalim, deci nu vă depărtați de Ierusalim. Și aici este dogma despre care v-am vorbit. Eu trimit vouă făgăduința Tatălui meu să stați în cetate până vă îmbrăcați cu puterea de sus. Și spune în finalul Evangheliei că ei închinându-se, asta mă interesează și aici trebuia să ajung, dar nu știam versetul din cap, îi pierduse în firul. Iar ei închinându-se, deci ce înțeleg eu acum în momentul de față? Indiferent cât de sfinți suntem, indiferent cât de duhovnicești suntem, indiferent de măsura duhovnicească la care am ajuns, indiferent de trăirea interioară, de înălțimea minții, până unde am priceput noi Scriptura, permanent trebuie să ne închinăm. De ce? Dacă nu apare închinarea, și ați văzut cum i-a spus samarienicii, în duh și adevăr, nici în Ierusalim, nici în Garizim, oriunde, în inima ta, noi nu mai avem comuniunea cu Dumnezeu. Pierdem comuniunea și cu Hristos și cu Ierusalim. Nu vorbesc de Ierusalimul pe care îl vizităm noi cu avionul, nu. De Ierusalimul ceresc, de patria lui Iisus, unde vom pleca toți. Mă duc vă împărăția pregătită mai înainte de întemeierea lumii. În casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Și spun teologii contemporani, și așa o fi, deci întotdeauna mi-a plăcut expresia așa părintelui Cleopa, mi-a plăcut întotdeauna și expresia înaltului Antonie Plămădeală, care întrebat fiind la Balamant, la un consiliu în acesta mare bisericesc, zice, Vlădica, sunteți un om de cultură, ce ziceți, celelalte confesiuni se mântuiesc? Și el, cum era un om pedant și plin de cultură și de trăire interioară, așa și profund, zice, domnule profesor, înalți cardinali și prelați, eu v-aș răspunde cu drag la această întrebare, dar faceți-mă 5 minute, Dumnezeu, să vă pot răspunde. Deci nu e nou a judeca cine se mântuiește și cine nu se mântuiește. Că s-ar putea să creadă ortodoxii că sunt singuri în rai, zic eu, și să-și dea seama că acolo vor fi și alții care l-au meritat. Și nu știm dacă judecați după legea lui Moisi, dacă judecați după legea morală, dacă judecați după legea Evangheliei, dacă judecați după legea Harului, dacă judecați după legea zidirii, noi nu știm. Mai bine este nouă a zice, miluiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu. De ce? Părintele Cleopa la fel, fiind întrebat odată, ce vor face cei de alt neam când va fi judecata cea mare, a spus, nefiind Dumnezeu, Cleopa nu vă poate răspunde la această întrebare. Întrebați-l pe Dumnezeu. Deci după dogmatica creștină, noi știm că cine n-are botezul sau cine n-are cele 7 taine ale bisericii și Duhul Sfânt în el, e o deficiență pentru mântuire. Dar nu știm încă în ce măsură Duhul Sfânt atunci când s-a coborât peste neamuri și a venit implicit peste apostoli care au încreștinat neamurile, nu știm în ce măsură Duhul Sfânt a intrat între celelalte nații ale lumii, indiferent de religia lor. Ați văzut că la praznicul din Ierusalim erau miez, parți, greci, mesopotamieni, elamiți și alte neamuri, perși. De ce? Unii veneau la acest praznic centralizat al Ierusalimului să vadă praznicul sărbătorilor iudaice, alții erau iudei din diaspora care pierduse din învățăturile lui Israel, iar alții erau de alte neamuri și se converteau. Deci să nu uităm că convertirea
Este arma care va bate pe creștinii purtători de cele șapte taine ale lui Dumnezeu atunci când Ioan Gură de Aur a spus într-un cuvânt: ferice de păgânii ce mor în fapte de creștini și vai de creștinii ce mor cu fapte de păgâni. Deci să ne aducem aminte că convertirea este arma care poate chema toate neamurile la mântuire. Dar nu știm cum se face. Convertirea se poate face prin botez, convertirea se poate face prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu, se poate face prin trăirea interioară, se poate face prin descoperire dumnezească și se poate face în chip neștiu de Dumnezeu. Dumnezeu poate face o minune în mijlocul Chinei sau a Japoniei sau a Indiei și deodată milioane de oameni se întoarcă la Dumnezeu. Noi nu știm cum. Dar la momentul potrivit știm că mai avem o convertire apocaliptică. La vremea de apoi, spune Apocalipsa, va veni Enoch și Ilie și vor predica în Ierusalim vorbind de Antichrist. Noi nu știm cine e Antichrist. Unii au spus că e Stalin, alții că e Ceaușescu și așa mai departe, prostii omenești. Dar când va veni Enoch și Ilie, cei care n-au murit și vor predica, noi nu știm câte popoare se vor converti, dar știm că o rămășiță din risipirile lui Israel va aduna, deci evreii care nu l-au cunoscut pe Hristos la întrupare și răstignire se vor întoarce la El ca la Fiul lui Dumnezeu, dar când vrea Dumnezeu nu-i treaba noastră. Și așa că nu trebuie să ne punem noi întrebarea, noi trebuie tot timpul să ne închinăm Lui. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Deci, închinându-ne Lui Dumnezeu, să stăm tot timpul în biserică. Să stăm tot timpul la altar. Să stăm tot timpul la potir. Să nu treacă luna să fim nespovediți și împărtășiți. Să nu treacă 40 de zile să fim nespovediți, neîmpărtășiți. Și în felul acesta ne vom mântui. Asta e treaba lui Dumnezeu. Și spune în încheiere, și erau în toată vremea în templu. Iarăși exact ce v-am explicat eu. Ca să vedeți că am mers paralel cu Evanghelia Efibilul Sfânt și nu mi-am dat seama. În toată vremea în templu. Lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Deci și dacă ești sfânt, tot rugăciune trebuie să faci. Sfinții nu sunt scutiți de rugăciune. În ortodoxie nu există pedestale pentru ierarhizarea sfințeniei. Azi poți să fii pe prima treaptă și să fii plăcut lui Dumnezeu. Poți să te înalți cu mintea, să greșești cu gândul, să te înalți în cuget, să te înalți în sine și să fii pe ultima treaptă. Dar dacă ești tot timpul lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu, și vedeți, nu întâmplător, lăudând înseamnă cele șapte laude, lăudând înseamnă toate cântările și slujbele bisericii, de aceea avem tipic și rânduială și nu ne închinăm așa după cum ne taie mintea și capul. Și de ce spune și David? De șapte ori în zi te-am lăudat. Ce face biserica? Șapte laude. Ori este om în biserică, ori nu este, biserica își face. Vecernia, utrenia, ceasul întâi, ceasul trei, ceasul șase, ceasul nouă, pavecerța mică, pavecerța mare, mezonoptica. Ea le face. Pentru că le face pentru creștini, simbolizând elementele sfințeniei preluate din Vechiul Testament cu slujbele Noului Testament vârâte în lucrarea Harului. Dacă înainte aprindeam sfeșnicul luminii la vecernie, la masa lui la altarul cortului vechi a lui Moise, astăzi aprindem luminile la vecernie, tot șapte, și ne rugăm. Trei pe Sfânta Masă, două la marginile altarului, una pe Sfânta Masă, una în candelă, până să fac șapte lumini aprinse. De ce? Este rugăciunea în care Dumnezeu coboară seara să se odihnească peste creația sa. Asta bine am spus așa, ca o umplutură. De ce vă amintesc că și binecuvântând? Deci înseamnă că în biserică nu se roagă numai poporul, ci se roagă și preotul, că el are puterea de a binecuvânta și de a transmite ce? Cele două elemente spuse în noaptea de înviere tuturor cu care Hristos s-a întâlnit. Bucurați-vă, pace vouă! Bucurați-vă, pace vouă, bucurați-vă, pace vouă. În liturghia apostolilor, prima zi seara după înviere, după 8 zile când era și Toma, lui Luca și Cleopa la Emaus și mai departe la ceilalți apostoli, și de câte ori s-a arătat până la 40 de zile, și nu
În ultimul rând, plecând la cer, binecuvântându-i pe dânsii, că ne-ai încredințat pe noi prin binecuvântare că ești Fiul lui Dumnezeu care mântuiești neamul omenesc. Aleluia! Hristos s-a înălțat!